În al doilea rând, copiii noștri trebuie să știe să se teamă de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și la aceasta. Nu vă dau versete biblice, că timpul este înaintat. În al treilea rând, copiii noștri trebuie să știe că îi vede Dumnezeu. S-a dus un tată să fură un sac de cartofi. S-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta, a văzut că nu este nimeni și a dat să-l pună pe umeri. Dar copilul care era lângă el i-a spus, tată, a uitat să te uiți în sus. Indiferent că suntem tineri, că suntem bătrâni, să știm totdeauna când facem rău, totdeauna când intrăm pe internet, totdeauna când facem lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu, să știm că Dumnezeu ne vede. Și într-o zi vom da socoteală de tot. Domnul să ne binecuvinteze. Domnul să ne ajute să învățăm pe copiii noștri, așa cum spune Psalmistul 139. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătruz gândul. Chiar dacă cei din jurul nostru nu ne cunosc gândurile, Dumnezeu ne le cunoaște. Noi trebuie să știm să învățăm copiii noștri să se ferim de influența lumii, de materialismul din familie. Sunt unele familii și spun așa, uite draga mea sau dragul meu, ce bine ar fi să discuți cu băiatul, cu fata aia, are casă, are mașină, știu eu, are un Audi, are un BMW. Noi nu trebuie să fim materialiști, noi trebuie să știm că cel ce poartă de grijă este Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Sau de ateismul din școli, Domnul să ne binecuvinteze la aceasta și mai mult decât atâta, copiii noștri trebuie să știe că noi totdeauna, ca părinți, luăm decizii după voia lui Dumnezeu. Nu, așa cum spunea fratele Cornel, noi nu dăm cu bâta, noi vrem să luăm decizii după voia lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Când le explicăm un lucru, să le explicăm după voia lui Dumnezeu. Pentru că vine Psalmistul să spune, vine cuvântul lui Dumnezeu în roman și spune, nu vă potriviți chipului veacului acestuia, Roman 12:2. Și toate deciziile pe care le luăm noi, dorim să le luăm după voia lui Dumnezeu. Amin. Haideți să ne ridicăm.